Miercuri de la ora 17, sala polivalentă la Scărpană din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CS Dacia Mioveni din etapa a patra a Ligii Florilor MOL. Conform noilor reglementări, pot participa la acest meci 665 de spectatori, adică 30% din capacitatea sălii. Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, competițiile sportive organizate în spații închise sau deschise se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă spațiului, cu purtarea măștii de protecție și asigurarea unei distanțe de minimum un metru între spectatori. Condițiile de la meciurile precedente au rămas aceleași. Carte de identitate, dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, rezultat negativ al testului PCR numai vechi de 72 de ore, rezultat negativ test rapid antigen numai vechi de 48 de ore sau dovada trecerii prin boală pentru persoanele aflate în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării.